Capitala nu va rămâne fără apă potabilă, o spune ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu, care a răspuns la postarea primarului Ion Ceban, care a avertizat din nou oamenii că dacă tariful nu va fi majorat, atunci Apa Canal nu va mai putea livra apă consumatorilor finali. Edilul face referire la o notificare în care se menționează că întreprinderea Apa Canal va fi deconectată de la energie dacă nu va achita datoria către Premier Energy. Premier Energy a ajuns la o înțelegere cu Apa Canal. Repet, Apa Canal este o întreprindere municipală pentru a plăti în tranșe. Deci, Premier Energy nu va deconecta Apa Canal, deci nu ar trebui să fie o problemă. Iar pentru a evita orice speculație, trebuie să menționez o chestie. Din informațiile inclusiv publice pe care le-a făcut ANRE, costul energiei electrice, care a crescut în ultima perioadă, ar trebui să ducă maxim la o creștere de 65 de bani a tarifului. Pe timp, Apa Canal solicită mai mult decât dublarea tarifului, adică de la 10 lei și 69 de bani pentru metru cub de apă potabilă și pentru canalizare, până la 22 de lei și 67 de bani la aceleași servicii prestate. Subiectul majorării acestor tarife s-a regăsit de mai multe ori pe agenda ședințelor Consiliului Municipal Chișinău, dar decizia nu poate fi luată fără un aviz pozitiv din partea ANRE. Anterior, responsabilii de acolo au declarat că nu văd premize pentru scumpire și le-au respins solicitarea.